Așa arată răsadurile mele de un metru. Unele au fructe, mai toate au flori, cam așa se prezintă, nestropite, chinuite, crescute în alveole până acum. Cam așa se prezintă. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care vreau să vă arăt toate procedurile pe care le folosesc eu pentru plantarea răsadurilor, în cazul meu, crescute în balcon. Eu stau la bloc, n-am unde să le țin aici și am avut grijă de ele pe balcon. Toate răsadurile sunt crescute pe balcon și o să las la sfârșitul videoclipului poze cu evoluția lor în balcon, transplantare, mutare în grădină, aclimatizare și tot așa. Acum am ajuns la plantare. Am depășit durata unui răsad în alveole și au cam înflorit. Au depășit 50-60 de zile. Eu așa le voi planta. Metoda mea de plantat anul acesta, adică în principiu eu îl folosesc de foarte mult timp, procedeul acesta de îngropat plus culcat. Adică un răsad de-a meu are 40, 50, 80 de centimetri și eu o să bag în pământ cel puțin 60-70% din tulpina tomatei. Prima operațiune este de pregătirea terenului. Pregătesc terenul pentru ultima oară. Anul trecut am început să-l sap cu furca. Aveți video cum am săpat cu furca, cum am pregătit terenul și uitați cum arată acum. Era cam pădure aici, oricum a mai rămas aproape jumate, 30%, 40% din grădină nu este săpată, dar o să mă ocup de săpatul ei zilele următoare. Fiindcă am săpat cu furca, e aproape gata, nu mai trebuie să dau cu motosapă. Și de la anul nu mai vreau să sap deloc, o să vă arăt ce o să fac de nu o să mai sap, că nu vreau să mai sap. Prin săpa, din punctul meu de vedere, nu m-a strici terenul. Deci să începem cu prima operațiune. Operațiunea de săpat. Eu fac un rând exact cum sapă motosapa și în mijlocul rândului va fi pe unde calc eu în spatele motosapei. Și acum voi trasa primul rând cu motosapa. După aia voi veni cu niște pari micuți și o să trag așa niște ațe, numai ca să mă ghidez, așa să fie cât de cât drept. Să-i dăm bătaie.
apa, primul rând, exact atâta o să fie de lat, ca și celălalt din partea dreapta lui, acesta, tot așa l-am făcut. Deci cam așa arată. Mijlocul exact, mijlocul rândului este exact unde am săpat eu, adică aici. Și așa mă ghidez și îl fac drept, frumos. Stânga, dreapta pun câte o tomată și pe mijloc o să seamăn crăițe. Acum urmează operațiunea a doua. Operațiunea a doua este trasare rând. Aduc lemnișoarele, le bat în pământ, trag gață și după aceea mă apuc să plantez tomatele. A doua etapă după săpat. Eu oricum am trasat cu motosapa exact cât de cât drept rândurile. Numai o să bat și în pământ niște lemne. Dacă voi avea vizitatori, să nu se bage peste ce am lucrat eu. Cam au tendința să se bage. Am tăiat niște crengi de corcoduș care le-am tăiat anul trecut din niște corcoduși. Așa. Acum ne ducem în mijloc. Imediat terminăm și mijlocul. Și mai avem două în capăt. Aici. Pentru a trasa cu ață rândurile și a lega la fiecare stâlpișor care l-am bătut, folosesc ață din asta de cânepă, simplu. Simplu ca bună ziua. Leg de primul, la al doilea nici nu leg. Doar trec așa
peste el de vreo 2-3 ori. Pe aici o să fie cărare pe unde calc. Așa. Am petrecut atât de vreo 2-3 ori. Și așa e drept. Trebuie să mai bat un pic ultimul stâlpișor și e perfect. Ținând cont că răsadurile mele sunt destul de mari, cam așa arată, eu o să folosesc metoda îngropat, adică o să rămână din plantă doar atât. O să smulg toate frunzele care nu am nevoie, de care nu am nevoie, și fac o groapă foarte adâncă. Și asta este metoda mea de plantat tomatele, culcat și îngropat. A doua groapă o fac la o distanță de exact cât e lemnul ăsta. Aici vine a doua și merg tot așa. Și cu ocazia asta și înalt un pic, adică afund un pic răsadurile, să stea mai jos decât poteca. Trebuie să fac groapă mare, culcat îngropat. Luăm următorul răsad, procedăm la fel, rădăcini nu mai avea unde, nu mai aveau loc, să mai trebuie să rup una, o frunză. Îngropat, frumos. Aia. Și așa voi proceda cu toate. Următoarea groapă. La aceeași distanță. Vreau să specific că anul ăsta va fi primul și ultimul an când am săpat. Uite, avem aici o prună în zi. O lăsăm aici.
O băgăm în groapă. Facem groapa mare. Rupem frunzele. Dacă putem să le lăsăm în groapă, le lăsăm în groapă, dacă nu, nu. Și cam așa. Cam așa arată o roșie plantată, culcat, procedeul meu. Am plantate și mai în spate, dar aia o să vă arăt în următorul videoclip cum arată roșiile mele de aproape un metru plantate, culcat, afundat, cât mai tare. Cam așa se prezintă treaba. O să vă arăt când trec la rândul următor cum arată, probabil pe mâine, acum e seară și vreau să mai plantez încă vreo 10 și după aia să le ud și continuăm munca. Cam așa arată rândul după ce le-am plantat. Nu știu câte-s pe rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 pe un rând. Îmi ajung. Le-am îngropat bine. Le-am tăiat toate frunzele. Le-am lăsat doar vârfurile. Și acum urmează să trasez rândul 2, 3, 4, mai am de plantat vreo 80. Urmează să le mulcesc și să pun araci. Să le mulcesc cum sunt mulcite cele de acolo. Astea sunt puse acum câteva zile. Celelalte acum, nu știu, 5-6 zile și în spate de tot, acolo unde este verde-verde, aici aici am tomate, cam așa arată pădurea. Pline de fructe, de flori. Astea din față sunt răsaduri. Deci acolo în spate, pădurea verde. Ok. Deci cam asta este procedeul meu de plantat răsaduri înalte de un metru, grop la 40 de centimetri, culcate, și dai bătaie. Vedeți cum arată răsadurile mele. Răsadurile mele au și fructe. Acum le-am plantat cu fructe, cu flori, cu tot. Ce să zic, oameni buni, ținând cont că este secetă, udați, udați legumele din grădină mult mai des decât normal, fiindcă dacă nu mulciți terenul, umiditatea din sol se pierde și se pierde foarte repede, de pe o zi pe alta, văzând cu ochii. Și pământul se crapă,
și nu mai este bun. O seară plăcută, dragi prieteni, și numai bine până la următorul videoclip. Ciuți, ciuți!